Radio Zoo prezintă Luptă pentru nuntă. În direct din studiourile Radio Zoo, din ballroom-urile radioului românesc, transmitem a doua zi de provocări de la Luptă pentru nuntă. Trebuie să notăm și să punctăm proba de ieri. Da, Andreea și Radu, asortați pe roșu. Astăzi, mâine, pe ceva asortați, Andreea? Că tu ești stilist. Să fie în ton cu taxiul, poate. Cum a fost ieri? Că după aia vă zic eu cum a fost. A fost destul de dificil din punctul nostru de vedere. Trebuia să găsiți nași și aveați o listă de aproape 100, nu, erau 150 și ceva de persoane. Câte de cât cunoscute. Da. Ați ajuns la Dani Oțil, Răzvan Simion, Cristi Brancu. Cristi Brancu ne-a ajutat foarte mult, oarece ne-a dat super multe numere. Teleșpan. Super multe contacte. Da. La Adrian Teleșpan, la Pepe, la Oase, la Nicol Șeri, la Laura și la Giulia Angelescu. Într-adevăr, ați ajuns la 12 persoane publice din listă, dar doar una din cele 12 a spus textul pe care trebuia să-l spună. Susțin aventurieri în luptă pentru nuntă. Ăsta e și motivul pentru care primiți un punct la proba asta. Sunteți echipa de pe locul 3. Urât din partea noastră, domnul Moral, că de ce facem așa ceva? Da, nu mă așteptam la asta. Nici n-am fost atent la detalii. Hai să-i punctăm și pe memorabili. Memorabili au ajuns la Pepe, Dani Oțil, Răzvan Simion, Oase. Și ați mai povestit voi la cine. Sunt și la voi mulți care n-au spus susțin memorabili în luptă pentru nuntă. Ați ajuns la 16 persoane din listă. 9 dintre ele au spus ce era de spus. Susțin memorabili în luptă pentru nuntă. 6 au spus textul corect. Eu? Asta înseamnă că terminați proba cu 2 puncte și memorabili câștigă 3 puncte la această probă. Pe locul 1 sunt muncitorii. Muncitorii cu 5 puncte, pe locul 2 memorabili cu 4. Da. Și aventurierii? Pe locul 3, cu 3. Cu 3. Noi n-avem chestii de astea, adică femeia trebuie să gătească sau bărbatul trebuie să se priceapă la lucrurile în casă. Gătiți împreună, dar și proba care e considerată clișeistic bărbătească, proba care urmează, ar trebui să o faceți tot împreună. Hai să le dăm fetelor pistoalele. Haideți să montăm comoda! Hai să vedem pe Simona cum face ea mobila îmbrăcată în rochița aia strâmtă. Nu știu pentru ce probă s-a pregătit astăzi Simona și pentru ce s-a îmbrăcat, dar apreciez stilul. Nu e foarte practică, dar îmi place să mă uit la ea, la aventurier, la Andreea, da, are, nu lucrează, nu, dar nu, știi ce îmi place? Când nu țipă la el. Au montat dulapile. Sunt două cupluri care în acest moment sunt cot la cot. Livia și Marius spun că au terminat primii. Mamă, ce sărut! Emma, vino încoace să jurizăm proba. Daniel, băi, nu vă așezați. Păi dar asta e proba. Păi dar stai mă că... Au terminat și memorabilii, demontat comoda. Hai să vedem. Aventurierii, puteți să vă opriți. Muncitorii obțin 3 puncte la proba asta, memorabilii 2 puncte și aventurierii termină, nu termină, dar obțin un punct. Mâine dimineață, 3 meniuri o să gustăm. Meniul aventurierilor, meniul memorabililor și meniul muncitorilor. Doar că noi nu o să știm cine a gătit, o să punctăm în funcție de gust, de cum arată farfuria și așa mai departe. Plating. Sau farfuriile. Puteți găti oricât, orice, și desert, și felul 1, și ce vreți voi, dar e important să o faceți voi. Mie îmi dat seama că o să fie o probă grea, pentru că eu niciodată nu am luat o șurubelință în mână. Încă suntem optimiști, ca să zic așa. Ne-am gândit să la un desert, la tiramisu. În prima fază ne gândisem să facem un preparat, ceva, carne, dar având în vedere că
până mâine când trebuie să prezentăm produsul o să se răcească, poate schimbă culoarea, nu o să mai aibă același și aspect. Este și desertul nostru preferat. Când ieșim în oraș, cam asta ne luăm de fiecare dată, că e ceva și ce putem și eroim. Și singurul desert care l-am încercat să-l gătim acasă. Ce ați simțit când asamblați comoda astăzi la Zoo? Am stat un pic să ne organizăm, dar în timpul acela nu am mai gândit, n-am mai simțit absolut nimic, ne-am gândit doar că trebuie să terminăm provocarea și atât tot. Și să fim pe primul loc, bineînțeles. Vreau să fac un tort, trio, ciocolat, este desertul pe care noi îl preferăm maxim, e desertul soțului meu, ăsta l-am cucerit. Orice este cu ciocolată, el este fan. Ce ați simțit în timp ce montați comoda azi de dimineață la Zoo? A fost mișto, doar că a fost pe grabă, adică... A fost panică, că mă tot uitam stânga-dreapta și Marius mă certa. Nu te mai uita, fii atent aici, că trebuie să terminăm în timp util și așa. Și în momentul în care am văzut că echipa cealaltă era cât de cât aproape să termine odată cu noi, am zis gata, hai, acum! Ce v-ați propus să gătiți astăzi? Eu o să gătesc două chestii. Două feluri de mâncare. Ok. Da. Și tu o să faci alte două feluri de mâncare. Tu o să faci... O să fac ce știu de la mama mea și este salata pe care toată lumea o vrea și pe care atunci când o fac, indiferent de cât de multă este, nu mai rămâne nimic. Deci în 20 de minute e gol casronul. E vorba despre salată de pui cu maioneză, cu castraveți murați și cu ciuperci. Și o să mai fac o prăjiturică, de asta e surpriză. Și eu o să fac ce am învățat la bunica mea. Un pui la ceaun, e un pui de țară, adus de acasă. Da, și o să fac o chestie care îi place și Liviei mult și cum am zis prietenilor noștri că la noi așa se validează mâncarea. E o chestie oarecum chinezească, nu știu exact cum se numește, e cu piept de pui, orez, urechi de lemn, cred că așa se numesc, sunt bune, sunt niște ciuperci bune. O să fie și eu zic că o să fie ok. Radio Zoo prezintă Luptă pentru nuntă. We'll be right back.
destul de obosit, dar sperăm ca acest lucru să fie ceva constructiv și să cei din urmă să fie cei din tâi. Da, foarte bine punctat. Da, eu sunt tare curios ce probe ne-au pregătit în continuare domnul Morar împreună cu Bosdugan. Sper să fie niște probe familiare nouă, să ne ajute chestia. Să ne descurcăm mai ușor. Da, da, da. De ce merită preparatul vostru de astăzi punctajul maxim? Pentru că e făcut din dragoste, pentru că nu gătim foarte des acasă și de data asta ne-am dat chiar toată silința să iasă ceva bine. Da, și să mai adaug ceva, eu cred că nu prea e cum să degrești cu un desert, adică tuturor le plac dulciurile și consider că am făcut o alegere bună. Cum vă simțiți după a doua zi de provocări la Azu? Puțin obosiți, dar facem față, ne plac provocările. Mai ales proba aceasta cu gătitul, bine cu am lângă mine pe soția mea, cam în sprijin. Ce dar, dar în mare parte ea este principala care gătește și gătește foarte bine. De ce credeți că merită preparatul vostru punctajul maxim? În primul rând pentru că este foarte bun, este delicios. În al doilea rând, nu este chiar așa de ușor de făcut, pentru că sunt anumiți pași, un anumit timp pentru fiecare strat de ciocolată în parte, trebuie așteptat. Și cred că nu e atât de simplu de făcut și tocmai de asta. Și ce așteptări aveți pentru mâine? Să câștigăm. Să câștigăm. Clar. Este desertul ideal. Votați-ne. A fost o probă foarte mișto astăzi de dimineață. Chiar și cea de-a doua probă a fost fix pe gustul nostru, pentru că da. Noi suntem genul de oameni care gătim acasă. Nu neapărat că nu ne place să ieșim în oraș, dar suntem așa un pic homie, ca să zic. Ideea este că și ziua de astăzi, exact ca și cea de ieri, ne-a pus destul de mult la încercare și imaginația și felul în care ne sincronizăm unul cu celălalt și felul în care reușim să ne completăm. Da, am mers pe stilul nostru, ce puțin la a doua probă. La prima probă a fost ok, ne-am ajutat cum facem de obicei. La a doua probă am mers pe stilul nostru, fiecare și-a gătit preparatele, am ajutat într-o parte, am tăiat, ne-am ajutat între noi, dar nu ne implicăm în preparatul celuilalt. De ce merită preparatul vostru punctajul maxim? Noi să zicem că e făcut cu dragoste, știu că o să zică toată lumea asta. Dar ne place să gătim. Are oarecum și o formă de amintire în el. Bine, toate au o formă de amintire. Vin în partea noastră familială, ca apoi reprezintă viața noastră de cuplu. Adică ce mâncam înainte, să ne cunoaștem și ce mâncăm acum. De când suntem împreună. Ideea este că preparatele pe care noi le-am făcut ne reprezintă întru totul, ne regăsim în ele și exact cum discutam ceva mai devreme, tipul ăsta de mâncare este aprobat, ca să zic așa, de către toți prietenii noștri, ceea ce înseamnă că e chiar bun. Sperăm să vă placă. Vedem. Radio Zoo prezintă Luptă pentru Nuntă.